Dacă aveți prea mult timp liber și nu știți cum să-l petreceți cât mai frumos, vă facem câteva sugestii. Pe lângă filmele urmărite pe canapeaua din fața televizorului sau spectacole de teatru, n-ar fi rău să ieșiți în natură, mai ales că acum, la munte, natura este extrem de generoasă, nu doar cu peisaje magnifice, ci și cu adevărate terapii de sănătate. Duminică 28 ianuarie, de la ora 12, actorii Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani vă invită la spectacolul interactiv Aventurile lui Mickey Mouse, cu situații inedite și amuzante create de nemuritorul personaj Mickey și Minnie alături de celelalte personaje din spectacol. Tot la teatru sunteți invitați și săptămâna viitoare, în 2 februarie, de la ora 19, de data aceasta de către actorii de veni, pentru a petrece o seară de neuitat, haioasă și trăsnită, rău urmărind piesa O afacere de familie. Așa că dacă vreți să uitați de grijile zilnice și să râdeți pe bune, nu pierdeți invitația actorilor de la Teatrul de Artă Deva. Sau puteți da curs invitației lansate de site-ul Go Hunedoara de promovare turistică a județului. Go Hunedoara vă invită să descoperiți locuri frumoase și obiective turistice renumite din județul nostru. De exemplu, cascadele înghețate de la Cheile Jiețului, care sunt adevărate provocări pentru sport în aer liber. Sau, dacă sunteți iubitorii sporturilor de iarnă, puteți profita de zăpada din stațiunea Straja. Și ca să îmbinați utilul cu plăcutul, Go Hunedoara vă recomandă să nu ratați o plimbare pe drumul corvinilor din Hunedoara. O expoziție istorică permanentă, în aer liber, unică în Transilvania, ce spune povestea celei mai importante familii nobiliare la nivel european în evul mediu. Expoziția este la fel de atractivă iarna ca și în celelalte anotimpuri. Și dacă nu vreți nici teatru, nici film, nici natură, vă sugerăm să urmăriți emisiunea La izvor de cântec drag, realizată de Elis Ursu, în fiecare duminică la Hunedoara 1 TV. Duminica aceasta, începând cu ora 10, invitata emisiunii este interpreta Mariana Angel. Nu ratați nici de data aceasta ocazia de a afla mai multe despre îndrăgita interpretă și de a viziona unele dintre cele mai apreciate melodii ale acesteia.